petrecere pe cinste, plină de rafinament și bun gust, cu surprize și invitat special, ne-a oferit revista Punct cu ocazia lansării numărului de colecție, dar și a clubului Punct. Sunt prietene vechi ai revistei, sunt cititori vechi ai revistei, sunt cititori mai noi, sunt partenerii noștri, sunt personalități din toate domeniile. De fapt, e ceea ce mi-am dorit, să creăm o comunitate pe lângă revista Punct, să facem lucruri frumoase împreună, pentru că noi toți vrem să facem lucruri frumoase, dar câteodată nu știm în ce direcție și unde să luăm. Cireașa de pe torta evenimentului a fost prezența renumitei actrițe Maya Morgenstern, cunoscută atât în România, dar și peste hotare pentru numeroasele roluri jucate în filme, dar și în teatru. Aceasta a venit la Chișinău și ne-a oferit un spectacol mic, dar al dracului. Salutare! Ne-a fost dor de voi, de toți. N-aș fi putut să vin altfel, dar am explicat cât de important e pentru mine, în primul rând. Și nu-s vorbe mari și nu-s vorbe pentru un interviu sau altul. E important și e duios și e căldura în suflet să vin aici. Deci e din multe motive, pentru că m-am leag amintit de copilărie și așa cum vremurile ar fi putut să fie și atunci tensionate și multe umbre pluteau și mai sunt și umbre și acum și tensiuni de tot felul și nu totdeauna cele mai pozitive. Însă copilăria încărcată de dragostea familiei, și am avut familie numeroasă, aici amintirile unui copil care venea cu brațele încărcate de jucării de la lumea copiilor și de înghețată și de mai știu eu ce buratino. Amintirile alea sunt frumoase, cred, pentru fiecare copil. În prezent, actrița lucrează la filmul What About Love, unde îi are colegi de platou pe Sharon Stone și Andy Garcia. Nu visez și nu vorbesc toată ziua bună ziua în limba engleză. E o capcană. Ori te poți bloca, ori încep să imiți un soi de improvizațiune și stil de joc al unui gen, a unui mode de cinema, respectiv american sau mai știu eu cum, și poți să cazi într-un ridicol fără marginea, începi să ai sentimentul că ești foarte înfiorat și improvizezi într-o engleză de furculision, sau dar se poate întâmpla să și fie foarte bine. Atmosfera a fost întreținută de Cătălin Josan și Dara, care le-au oferit invitațiilor o seară cu totul specială. Un lucru pot să zic, am avut fericită ocazie să o văd atât de aproape. Am avut fericită ocazie să o simt atât de aproape și să o percep ca actriță. E minunată, chiar e minunată. După o scurtă vacanță pe care a petrecut-o în Chișinău, megastarul se reapucă de treabă și pregătește noi surprize pentru fanii săi. E foarte bine, reușit să mă văd cu o grămadă de prieteni. E important că mi-am luat vacanța asta pentru că urmează o perioadă destul de încărcată. Urmează să lansez un nou single, să filmez un videoclip pentru single-ul ăsta nou. Și cel mai important, lansarea noului album, care în sfârșit este gata. Am muncit ceva la el, am tot amânat lansarea lui pentru că vroiam să iasă cât mai bine și cred că în sfârșit suntem, dacă nu 100%, 99,9% pregătiți să-l lansăm. Dacă tot veni vorba de fani, l-am întrebat pe Cătălin de ce nu are iubită și cum stă la capitolul admiratoare. O întrebare la care întotdeauna încerc să găsesc același răspuns, pentru că e foarte greu din punct de vedere a timpului. Nu dispun de timpul necesar pentru a acorda foarte mult atenție unei relații. Mai am încă timp să găsesc pe cineva cu care să, nu știu, să mă gândesc la vreo familie, dar până atunci mă axez mai mult pe muzică, pentru că este o vorbă, bate fierul cât e cald. N-ai cum să interzici nimănui să te placă. Sau n-ai cum să interzici cuiva să-ți scrie. Și atunci încerci așa, să explici, să fii cât mai calm și să ai cât mai multă răbdare și să faci să înțeleagă exact nivelul de discuții pe care puteți să-l purtăm. Thank you.